Organizatorii acestui eveniment cultural sunt artistul plastic Rodion Gheorghiță, cercetătorul Constantin Barbu și Școala Populară de Arte și Meserii Slatina, iar gazda expoziției este Muzeul Județean Olt. La vernisaj au participat academicianul Andrei Marga, vicepremierul Paul Stănescu, președintele Consiliului Județean Olt Marius Oprescu, prefectul județului Silviu Neacșu și numeroși oameni de cultură. Există un mare sculptor despre care planeta spune că ar fi cel mai mare din ultimii 500 de ani și el chiar are numele Constantin Bărbuș și ați văzut aici 21 de lucrări din cele 79 pierdute sau distruse, reconstituite de prietenul meu, maestru Rodion Gheorghiță. El a fost un sculptor care nu excela prin rapiditatea execuției. El a excelat însă prin căutarea neîncetată de soluții chiar pe aceeași idee. Această obsesie, putem spune, l-a făcut să stărgă îndelung. Unele piese au fost lucrate cam 15 ani. Unele lucrări au fost reluate în 29 de variante. Sigur, spunea el, vreau să facem alt minter și să mergem mai departe. Bărbuș la Slatina reprezintă, mai înainte de toate, în anul centenar, un element de identitate națională care este cuvântul acela pe care poporul român trebuie să-l spună în lume. Noi avem un cuvânt de spus în lume, românii, doar că trebuie să-l rostim. În această rațiune, cred că se încadrează momentul de astăzi, care este piatra de temelie a unui proiect mai mare. A reface o lucrare înseamnă două lucruri. Primul, să-l înțelegi pe cel care a făcut și doi, ce reprezintă. Dacă a făcut un portret de femeie, trebuie să înțelegi, să simți femeia respectivă. Al doilea, trebuie să-l faci, să intri în mâna lui Brâncuș, în simțul lui, în starea lui în care a fost. Este foarte greu, aici este foarte greu. M-am folosit de talentul meu și de credința pe care o am pentru a putea descifra arta și opera lui. Sculptorul Rodion Gheorghiță a profitat de prezența vicepremierului României la expoziția sa și a prezentat un proiect privind realizarea în București a unei coloane a infinitului conform unui proiect al lui Brâncuș. Paul Stănescu l-a asigurat că va discuta cu primarul general al capitalei și s-a arătat convins că un astfel de obiectiv poate fi realizat. Mi se pare chiar o idee minunată ca la Casa Poporului să avem o coloană a infinitului. Cred că ar trebui să dispară garduri, cred că ar trebui să dispară multe lucruri de acolo. Cred că într-un complex, cred că putem să avem un simbol care să ne reprezinte. Avem deja făcut aici o schiță, ca să spun așa. Sigur că eu voi susține acel lucru împreună cu colegii mei, împreună cu domnul senator Rinica Diaconescu și cu alți colegi. Și sperăm ca să întâmple lucrul ăsta, sperăm să dispară gardurile de acolo și să avem coloana infinitului, nu simbol. Proiectul unei coloane a infinitului în București prevede realizarea unei coloane din inox cu înălțimea de 52 de metri. Un modul al coloanei infinitului realizat de sculptorul Rodion Gheorghiță se află acum instalat în fața Muzeului Județean Olt.